la Gucci, mă? Da, de la Nucci. Avem voie să zicem-o pe internet, da, că e Gucci. Da. E bine. Și da. La tine, la Radio 3 Net, acolo tot pe internet, e dimineața la matinal. Da, chiar da. Da. Da, ai văzut? Deci merge să zici Gucci, că îi merge bine băiatului nostru. Are tricou, fuse și pânza în zibar, cucule, îți merge bine, mă? Bă, da, chiar merge bine și mie întotdeauna mi-a mers bine, doar că am avut eu. Știi cum e aia, ca ups and downs. Dar chiar mi-e foarte bine, din toate punctele de vedere. Vreau să te întreb dacă în viața ta, în Zanzibar acum, ai fost plecat doar cu prietenii sau mai fost și o... pretendentă. Stai aici. Zanzibar a fost în decembrie-ianuarie, a fost cu băieții mei. În Bali, mă, unde v-ați în Bali v-ați întâlnit? Așa, să fac contextul. Așa, fă în context. Și în Bali am fost cu niște oameni pe care nu știam dinainte și câțiva știam de pe net. Da. Și a fost pe... relax și traveling, adică a fost o vacanță efectiv să mă deconectez. Adică am avut screen time-ul la telefon în jur de o oră și 20 de minute, timp de 12 zile. Da. Da. Adică mi-ai ocolit întrebarea. Da, am ocolit-o, dar nu. Nu, nu s-a întâmplat nimic acolo. Și cum îți mai spun eu, Sabine, în momentul în care există cineva în viața mea, clar că o să vă zic. Adică nu, eu nu mă ascund, pun pe story, spun peste tot, adică nu. Păi, da, na. Să mai întâmplă, mai apare câte cineva, dar niciodată nu... Nu. Nu e ceva de long term, măcar o săptămână, știi? Măcar o săptămână? Da. Păi, dar de ce, mă, cucule? Unde simți tu că se fragmentează acolo treaba? Bă, nu știu, efectiv, nu găsesc persoana aia, dar nu caut. Asta e clar. Dar au mai fost momente. Adică au mai fost momente în care am avut și o relație, să zicem, de 2 luni anul trecut. Dar n-am făcut-o public până când n-am știut că e sigur și uite că nu mai e relația. Așa că a fost bine că n-am făcut publică relația, știi? Dar mai sunt. Adică nu neapărat, nu sunt ele, devine nici eu, nu o să devină. Adică efectiv, ăsta e universul, nu se leagă niciodată. Și faptul că, na, și pus pe treabă, plus de asta o să începem cu Noaptea Târziu, avem deja câteva materiale filmate. Uite, asta e pentru prima oară când spun la presă treaba asta. Și da, sunt axat pe materiale. Avem o emisiune, un soi de emisiune despre care nu vreau să spun prea multe chestii și niște parodii cum v-am obișnuit. Deci stai așa, voi cumva, adică voi ați mai făcut proiecte din astea de tip emisiune, ați mai avut, doar că cumva cred că v-ați prins voi că ar merge și că e o piață destul de bună dacă vă uniți comunitățile. Că și Emi acum e destul de bine, Cuza zic, și cumva și tu ești destul de crescut și ar fi tare să vă uniți toată chestia. Bă, știi care e faza? Că Noaptea Târziu niciodată nu s-a destrămas, au fost niște pauze care au fost normale, fiecare a avut la un moment dat chestiile lui de făcut și proiectul Noaptea Târziu, exact cum spunea și Cuza la un moment dat, proiectul Noaptea Târziu se activează în momentul în care vrem noi și putem. Și acum e momentul în care chiar vrem să facem treabă multă. Bă, dar cum e, mă, să-l vezi? Fii atent, eu săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, am fost la Emi la degustarea de meniu. Am văzut. La Le Chateau acolo pe treabă și cumva e foarte dubios să-l văd pe Emi în această postură. De om însurat, viitor tătic, probabil că din câte am înțeles eu, omul are planuri serioase. Da. Cum e, te așteptai să-l pierdeți prima dată pe Emi sau dintre voi trei? Că băieții mai fac pariuri, care ar fi fost primul însurat dintre voi? Care ar fi fost primul? Bă, la noi, dacă mă întrebai acum vreo 4-5 ani, eram eu. După aia a fost Cuza, la Emi niciodată. Emi era la modul impending tot tipul. Eram, bă, Emi să-și facă, să-și facă iubită și în special soție. Și uite că eu n-am mai făcut nuntă, Cuza n-am mai făcut nuntă. Și uite că Emi ne-a luat prin surprindere. Și cumva trebuie să fie un exemplu pentru noi acum să trecem și noi la treabă. Dar... după cum am spus și mai devreme, nu ne grăbim, dar probabil o să vină cândva și treaba asta. E acolo. Bă. E pusă cumva. La 35, la 30, la 40. Când o veni. E foarte dubios. Tu mă crezi că eu când l-am văzut acolo așezat pe treabă... Cu nașii lângă el, cu aia. Două perechi de nași. Nu una așa să zici că e treabă serioasă pe bune. Adică și vezi care naș cu bani. Adică aș știu ce Natanticu, bă, băiatule. Natanticu, mai e și Vlăduț care și el. Am ajuns acolo, Natanticu și-a luat niște vin. Frumos, păi na, cum clasic, face, ce să facă și dă-i drinking-ul că face ziua să fie mai funny. Când ai la nuntă, și asta e ultima întrebare, dar te rog eu să fii sincer, adică să zici frumos cât găsește omul în plic. Că bă, dacă se uită la interviu și nu găsește cât ai zis, mă supăr și eu, să supără și el. Nu-i frumos să zic suma, dar pot să zic că o să dau triplu față de cât dau de obicei la o nuntă. Triplu sau patru, chiar de patru. Adică 150 de euro dai acum. nu știu, că depinde, că vezi că la ora de să dai într-un fel, la București să dai în alt fel, la nuntă, dar o să dau cât să-i ajungă, să nu mă strige după aia pe Instagram sau ceva, să zică, bă, uite-l pe ăsta, mi-a dat. Și să-ți dea și el după aia. Păi da, păi nu. Păi aia, păi asta e, despre aia. Te pupăm. Te pupăm. Bă, ne vedem la... Cucu nu mai e singur cuc?
Hai zi. E, nu vă mai zic. Hai zi. Băi, tu ne-ai mințit până acum, mă? Nu, mă. E, nu. I-ai zis că mergi singur la nuntă? Nu, da, nu merge singur. Are merge cu tine. Nu, no, nu. E, e. Cu cine? Nu ce bine ne-mi faci tu mie, mă. Zic, nu, nu. E, e, e șatenă? Ce culoare la păr, Criș? Nu știu cum se cheamă culoarea. Hai, bă, zi, bă, acum zi, te codești, mă. Te codești, mă. Bă, știi care-i faza, că nu știu dacă o să o țină Caterică sau nu, știi? Mă, e o tipă brunetă, asta pot să zic. Hai, opa, bă, pa, pa. Bine, hai, gata, pa.